bună ziua! Interviurile video pe CNews continuă astăzi, iar alături de mine este domnul Lucian Dumitrescu, cercetător în cadrul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Bună ziua și vă mulțumesc din nou pentru prezență! Vă mulțumesc pentru invitație! Știu că discutam ultima oară despre, tot aici, la PS News, despre o posibilă alianță PNL-USR Plus pentru București. Iată că între timp s-a și concretizat, avem o alianță pentru București, intrăm practic în linie dreaptă pentru alegeri. Cum vedeți dumneavoastră peisajul politic înainte cu o zi, două de debutul oficial al campaniei? Cel mai interesant lucru legat de campania electorală din București este faptul că anul ăsta, pentru prima dată în ultimii 12 ani, nu avem niciun candidat cu adevărat antisistem sau veritabil independent. Adică, până acum l-am avut pe Sorin Opresu, care nu era independent, a pozat ca independent, și pe Nicu Șordan. E, de data asta, nu numai că nu avem niciun candidat complet din afara spectrului politic, dar cumva bătălia pentru primăria capitale se transformă ușor-ușor într-un cimitir al elefanților. Adică, uitați-vă că participă inclusiv oameni despre care acum 10 ani nu știu dacă mai spuneam că or să fie în politică la nivelul ăsta, adică să candideze la alegerile locale. Mă refer la fostul președinte Băsescu și la fostul premier Tăriceanu. Deci, dincolo de acest aspect care mi se pare cel mai interesant, și anume că nu avem un candidat cu adevărat independent, alt lucru care mi se pare interesant este evoluția pieței sondajelor de opinie. Chiar ieri a apărut pe psnews.ro un articol foarte interesant care contabiliza 4 sondaje de opinie care măsurau candidații aflați în luptă directă astăzi pentru primăria capitale. E bine, în 3 din aceste sondaje favorite era doamna Gabriela Firea, într-altul favorit era Nicu Șordan. Numai că acest sondaj care îl dă favorit pe Nicu Șordan, mă refer la sondajul InScope Research comandat de PNL, măsoară un aspect pe care celelalte sondaje nu îl măsoară, și anume o potențială prezență la vot. De fapt, mai ales în condițiile în care avem un singur tur de scrutin, este foarte probabil să nu se schimbe nimic la aceste alegeri locale. Singurul lucru care se va schimba, de fapt, este transferul unor primari de la PSD la PNL. Pe care și-l vedem. Pe care și-l vedem. Și viceversa. Că și viceversa. La... Da. Să ne aducem aminte că asta a fost mișcarea. Mi-aduc aminte de 2012, dacă nu mă înșel, când s-a dat acea ordonanță de urgență prin care se admitea părăsirea partidului în timpul campaniei sau înainte de campanie. Astăzi nu mai e permis acest lucru pentru că oamenii își pierd mandatele. Această problemă a traseismului politic care se discută în România de foarte mult timp și care sigur se va discuta și în următorii cel puțin 10 ani, pentru că nu mă aștept să schimbe nimic din acest punct de vedere, face ca aceste alegeri locale să nu prezinte mari surprize, în sensul în care pe care tocmai l-am menționat, și anume că marea noutate de fapt o să fie aceea că vor fi transferați primar de la PNL la de la PSD la PNL, însă marea majoritate a primarilor își vor menține postul, își vor menține scaun. De unde am plecat? De la prezența la vot, că asta vă spuneam în legătură cu sondajul InScope Research. Acest sondaj este foarte interesant prin faptul că pune o întrebare de genul pe o scală de la 1 la 10, cât sunteți de sigur că veți participa la alegerile locale. Și 51% dintre respondenți spun că foarte sigur, adică au bifat opțiunea aceea cu 10. Noi știm că la ultimele alegeri locale din București prezența la vot a fost căzută, 33%,
Și că au votat practic că câteva sute de mii de, de cetățeni cu, cu drept de vot. În condițiile în care prezența va fi scăzută, adică dacă va fi ca acum 4 ani, atunci este foarte probabil ca PSD să păstreze toate primăriile, inclusiv Primăria Generală a Capitalei, cu excepția Primăriei Sectorului 3, unde... Îl avem pe Robert Negoiță. Tot de la PSD, în fine, trecut acum în partidul domnului Ponta. Dacă prezența la vot o să fie mai mare, peste 40 sau spre 50%, atunci tind să cred că va fi favorizat domnul Nicușor Dan, dar și un partid ca, ca Pro România, care probabil că va aduna mai multe voturi pentru consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București. Altfel, să nu uităm că ne aflăm, iată, în plină epidemie de coronavirus, că încă nu... Și asta ar frena puțin oamenii să vină la vot. Exact. Deci, mai ales că cei bătrâni presupun că vor fi ținuți acasă de familie, de... Nu știu, de asta vă spun că sunt foarte multe necunoscute în momentul de față, dincolo de faptul că avem sondaj într-un singur tur și că de regulă avem alegeri într-un singur tur și că la un astfel de scrutin câștigă partidele mari și primarii de regulă și mențin pozițiile. Participarea, dacă e să judecăm la nivelul simțului comun, ar trebui să fie mai scăzută decât acum 4 ani, când a fost 33%. Sunt însă câteva aspecte. Unul cel puțin este foarte important. Nu mă refer neapărat la faptul că epidemia de coronavirus poate să fie o frână să diminueze prezența la vot. Ceea ce nu știu unul de față este cât de resentiment a adunat populația în această perioadă. În sensul în care sunt foarte multe categorii sociale nemulțumite, pensionarii sunt nemulțumiți că n-au pensiile crescute cu 40%, ceea ce, fie vorba între noi, într-un astfel de moment de sănătate publică și economic, era imposibil. Pe de altă parte, sunt oameni care și-au pierdut locul de muncă. Și atunci, acest potențial resentiment poate să mâne la vot categorii sociale care în mod normal ar fi stat acasă, adică n-ar fi venit. Și să vină acum să voteze... Și să vină acum să voteze... Să sancționeze mai degrabă. Să sancționeze eventual guvernul, care din punctul meu de vedere și-a asumat un mare risc cu organizarea acestor alegeri și cu începerea școlilor, nici nu putea să progeteze altfel. Spun asta pentru că orice guvern are misiunea de a administra o țară, iar dacă n-ar fi organizat alegerile și n-ar fi deschis școlile, atunci guvernul Orban ar fi transmis semnalul că este un administrator foarte puțin potent. Dar organizând alegerile locale și deschizând și școlile, nu știm care o să fie evoluția pandemiei de coronavirus, pentru că dacă or să crească cazurile după aceste două evenimente, atunci e foarte posibil ca pasivul politic al guvernului Orban să crească până la alegerile parlamentare. Deci, punând un accent de final, bătălia electorală în cadrul alegerilor locale o să spună ceva semnificativ despre ce se va întâmpla de fapt la alegerile parlamentare, pentru că de fapt despre asta discutăm. Acolo e miza mai mare. Asta este, bine, să nu minimalizăm importanța alegerilor pentru partidele politice, alegerilor locale. Alegerile locale sunt din ce în ce mai importante pentru partide și din ce în ce mai puțin importante pentru populație, în sensul că acest trend descrescător de participare la vot, atât la locale, cât și la parlamentare și chiar la prezidenție. Totuși, anul trecut am avut o prezență la vot la prezidenție de sub 50%. Mă uitam la prezența la vot la prezidențiale în
în Franța acum 6 ani a fost de 85%, în 2018 60 ceva la sută, în America în 2016 50 ceva la sută. Deci acest trend descrescător al prezenței la vot ne arată că de fapt populația ușor, ușor se retrage din viața politică pentru că are sentimentul, un sentiment din ce în ce mai accentuat, că pe de o parte nu poate influența prin vot jocul de putere la nivel politic și că pe de altă parte viața politică, politicile publice nu răspunde așteptărilor marii majorități a populației. Spuneați dumneavoastră ceva foarte interesant mai devreme, că nu avem un candidat și așa este, antisistem la primăria Capitalei. Ar fi o variantă câștigătoare, sau ar fi fost, de fapt, o variantă câștigătoare, un candidat independent la primăria Capitalei? Cel mai probabil da. Cel mai probabil da, în sensul în care profilul alegătorului bucureștean e unul mai degrabă antisistem. Bucureștenii sunt foarte sastisiți, sunt foarte plictisiți de viața politică, cel puțin la nivel formal, la nivel de participări la alegeri, la ceea ce urmează participări la referendumuri. Așa politică la nivel informal toată lumea face. Și atunci un candidat antisistem ar fi putut să mobilizeze o masă importantă de alegători. Mă uitam, vedeți, se vorbește acum foarte mult despre stânga, dreapta, public de stânga, public de dreapta. Încep să cred din ce în ce mai puțin în aceste decupări foarte exacte a publicului de stânga și a publicului de dreapta, mai ales după ce am văzut un sondaj făcut acum o lună și jumătate în sectorul 1, care releva faptul că aproape 43% dintre respondenți nu au opțiune ideologică, adică nu mai sunt nici de stânga, nici de dreapta, dintr-un motiv foarte simplu. Oamenii au înțeles că atât stânga cât și dreapta în România sunt de fapt foarte pragmatice. Nu avem elite politice care să ardă pentru anumite valori ideologice. Iată că astăzi putem fi de dreapta și mâine de stânga, că vedem racolările din ultima perioadă. Asta vă spun. Elitele din România sunt foarte pragmatice. Așa au fost de la bun început, să știți. Poate pe la începutul anilor 90 să fi fost niște nostalgii sau niște oameni educați în valorile naționalismul, comunismului, să fi fost de o extremă dreaptă eventual și alții de stânga, dar în momentul de față, din punctul meu de vedere, elitele din România sunt extrem, chiar excesiv de pragmatice. Discuțiile despre stânga și dreapta sunt doar ca să dea identitate unor partide politice care altfel acționează ca niște firme, adică își prezintă candidații ca niște produse și care sunt interesate exclusiv de a ocupa funcții publice. Deci în condițiile astea de volatilitate ideologică foarte mare, de un eventual resentiment popular, nu știu, n-am măsurători de genul ăsta. În alte țări, să știți că sunt sondaje de opinie care sunt date publicității și care măsoară emoțiile colective negative, furie, mânie, pesimism, și constați că sunt la nivel ridicate aceste emoții colective negative. În alte state, când se fac sondaje, se mai pun și întrebări de genul: în ce măsură credeți că puteți influența viața politică prin prezența la vot? Și constați că 60% spun că puțin și foarte puțin. În România nu apar astfel de sondaje. Deci, pe acest fundal de volatilitate politică și eventual resentiment generat de pandemie și de situația socială subsecventă, e probabil ca un candidat antisistem veritabil să fi adunat suficient de multe voturi, să fi stimulat o prezență la vot mai mare și eventual să fi câștigat. Adică, să fie o carte câștigătoare. Da, de asta e interesant ce o să facă Nicușor Dan anul ăsta. Domnul Nicușor Dan a candidat de două ori nu ca reprezentant al unui partid politic, ci mai degrabă ca un candidat antisistem și a strâns voturi. De data asta, cu susținerea a doua, trei partide mari, de fapt, e interesant de văzut ce o să se întâmple.
Dar de departe, cea mai mare surpriză anul acesta este Traian Băsescu, candidat la primăria Capitalei, fost președinte, fost primar de București, actualmente europarlamentar. Există discuții cum că ar influența într-un anume fel votul împotriva lui Nicu Șordan. Ba, alții spun că ar favoriza votul pentru Gabriela Firea. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? În primul rând... De la cine rupe Traian Băsescu votul? De la publicul de dreapta. Sunt și niște sondaje în acest sens care au pus întrebări specifice în cazul în care Traian Băsescu n-ar mai candida. Întrebarea pusă votanților fostului președinte: cu cine ați vota? Aproape 60% ar fi votat cu Nicușor Dan. Deci de la Nicușor Dan. De la Nicușor Dan, clar, spun aceste sondaje pe care le-am văzut și eu vehiculate în ultima vreme. Deci, Traian Băsescu, practic, dacă aceste sondaje sunt exacte, îl subminează în momentul de față pe Nicușor Dan. Există mai multe șanse pentru Gabriela Firea. Mai multe șanse pentru Gabriela Firea. Depinde însă ce traiectorie și ce discurs de campanie o să aibă Traian Băsescu. Până acum, o lună jumate, două luni, avea un discurs antiguvernamental extrem de tăios, așa cum ne-a obișnuit, a zice, cel mai tăios discurs antiguvernamental din tot spectrul politic, asta în condițiile în care PMP totuși e la guvernare în momentul de față, adică un discurs antiguvernamental chiar mai tăios decât al celor de la Pro-România. PSD-ul a avut un discurs antiguvernamental din punctul meu de vedere tonic pentru guvernul Orban. Deci Traian Băsescu a venit pe această linie discursivă cu care ne-a obișnuit. El este genul de politician care știe să-și frăgezească bine oponenții politici. Are și experiență. O experiență teribilă în sensul ăsta. L-am auzit însă zilele trecute declarând că a trecut vremea atacurilor personale și că o să se prezinte în fața electoratului bucureștean cu un program administrativ. Dacă evident va răspunde atacurilor venite din partea altor adversari. Ce vreau să spun este că dacă Traian Băsescu va sta la cutie, ca să zic așa, adică dacă va veni cu un discurs mai degrabă administrativ, un discurs așezat, legat exclusiv de problemele administrative ale Bucureștiului, va lua mai puțin de la Nicu Șordan. În cazul în care va veni cu un discurs puternic anti-PSD, anti-Gabriela Firea, un discurs puternic antiguvernamental, atunci va lua din toate părțile, dar mai ales de la stânga. De la stânga dacă va veni cu un... De la dreapta dacă va veni cu un discurs împotriva PSD. Deci încurcă jocurile. Evident. Acum, cunoscându-l de la televizor pe fostul președinte, asta și-a și dorit. Adică domnia sa e clar că e un politician pur sânge, nu vreau să-l laud acum, dar asta este situația. Traian Băsescu e în topul politicienilor din România, că ne place, că nu ne place, și de asta și candidat, ca să se mențină în jocul, implicat în jocul politic local de la Bruxelles, dacă PMP-ul nu era în administrația locală și nici în Parlament, nu putea să facă prea mult lucru, așa. Sunt foarte convins că chiar și cu o prestație soft, liniștită, Traian Băsescu o să tragă PMP-ul peste pragul electoral și acum și la parlamentare. Dar, repet, această prestație a fostului președinte poate să influențeze rezultatul final în funcție de discursul pe care îl va adopta. Avem și un partid care joacă supraviețuirea politică, aș spune eu, ALDE. Acolo unde Călin Popescu-Tăriceanu candidează și el pentru primăria Capitalei. Într-adevăr, își va juca acum ALDE supraviețuirea politică la aceste alegeri? Da. Este un partid care în sondaje, cel puțin am văzut că e la 2-3% chiar. Așa este. ALDE e un partid balama pe care de dispariție în acest moment.
De fapt, înclin să cred că domnul Tăriceanu joacă propria supraviețuire politică. Adică domnia sa participă la această cursă pentru primăria capitalei din dorința de a aduna capital electoral în perspectiva alegerilor parlamentare. Este foarte clar, dacă ne uităm la toate sondajele de opinie, că domnia sa nu are șanse, nu are nicio șansă să câștige primăria capitalei, ALDE are șanse extrem de reduse să intre în administrația locală din București. Și atunci această expunere, această candidatură de expunere poate să atragă mai mult capital electoral pentru domnul Tăriceanu, care în urma unor eventuale negocieri o să candideze la alegerile parlamentare pe listele unui partid din România. Pe ale cărui liste rămâne de văzut. Probabil foarte... PSD. Cel mai probabil PSD. Mi-e greu să cred că va candida din partea dreptei. Dar, repet, nu e vorba neapărat de supraviețuirea ALDE, care e un partid balama aproape de funcție, e vorba de supraviețuirea politică a domnului Călin Popescu Tăriceanu. Și am avut în weekend și congresul PSD, înainte de alegeri, PSD și-a ales oficial echipa de campanie, echipa de conducere. Mă uitam în, nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, cam cum arată noua echipă reformată PSD-ului. Da. Și am văzut acolo nume precum Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, nume apropiate de Liviu Dragnea. Mare șanse PSD să, nu știu, să-și schimbe fața, să zic așa, în, cel puțin în fața alegătorilor care vor veni și la vot pe 27 septembrie. Cred că șansa PSD, în momentul de față, este Gabriela Firea. Sincer să fiu, e o chestiune personală. E foarte probabil să mă înșel. Mi-e greu să-l văd pe domnul Ciolacu candidat la prezidențiale în 2024. Este mult mai probabil ca doamna Firea, câștigând un al doilea mandat de primar al capitalei, să devină președinte al partidului și candidatul acestui partid la prezidențiale. Sincer să fiu, nu știu cum se fac jocurile în PSD, dar în general partidele importante au o strategie pe termen lung și se discută cine o să fie candidat la prezidențiale, cine ar putea să ocupe fotoliul de prim-ministru și așa mai departe. Deci vă spun că în momentul de față nu-l văd pe domnul Ciolacu candidat la prezidențiale. Ce văd este o luptă pentru putere destul de acerbă în PSD peste un an, doi, în cazul în care doamna Firea o să câștige primăria capitalei. Doamna Firea e clar din această poziție, câștigând o luptă electorală teribilă, totuși în 2016 a mai fost cum a mai fost, cu un PNL aproape la pământ. Mi-aduc aminte că la vremea respectivă domnul Predoiu lua în jur de 15%, Nicușor Dan fără susținere politică, nu exista USR, deci la vremea respectivă a fost mult mai ușor. A fost ușor. De data asta e mult mai greu. Este mult mai greu și dacă doamna Firea câștigă și de data asta primăria capitale, atunci, ca să zic așa, o să devină membru PSD cel mai călit în lupte electorale grele și cel mai probabil va pretinde, va clama președinția partidului. Altfel, apropo de, așa cum spuneați și dumneavoastră, e foarte greu de crezut că PSD se va schimba cu practic aceeași echipă. E adevărat, ideile sunt noi. PSD este un partid care își dorește acum să reprezinte și clasa mijlocie. Întrebarea e care e clasa mijlocie, că în România statisticile arată că această clasă mijlocie cuprinsă undeva între 5-10% din populație și PSD nu e un partid tradițional al clasei mijlocii. Deci nu cred că doar ideile pot să schimbe ceva. Este foarte important să ai și oameni care să facă acest lucru, adică să facă credibil aceste idei. Mă aștept
din această perspectivă la un rol mai important al lui Vasile Dâncu în PSD, care promite că o să creeze o stângă mai rațională în sensul în care partidul o să propună intelectual de stânga pe scena politică din România. Avem nevoie de astfel de intelectuali. România, de față, are intelectuali de stânga care sunt blindați prin biblioteci și prin anumite facultăți, dar nu sunt aproape deloc prezenți în politică. Mai ales că PSD nu prea a fost un partid de stânga în ultimii ani. În fine, asta este altă discuție. Deci, cred că PSD-ul se va schimba cu adevărat doar dacă o să propună acești intelectuali de stânga, o să apară acești intelectuali de stânga în următorul ciclu electoral cu care se lăuda domnul Dâncu. Altfel, schimbarea nu o să fie credibilă și în funcție de rezultatul din acest an, totuși mă aștept ca PSD să nu rupă gura târgului, adică totuși PSD în opoziție de 9 luni de zile, într-o perioadă extrem, extrem de grea, partidul este blocat acolo la 22, 23, 24%, ceea ce demonstrează că interimatul lui Marcel Ciolacu n-a produs niciun fel de suflu electoral pentru PSD. Nu este un lider de forță al partidului? În perioada asta de 9 luni, cu siguranță nu. Haideți să așteptăm, să vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Mai avem și moțiunea de cenzură, care ar putea fi un test pentru actualul președinte de partid. Cu siguranță o să fie un test. Chiar se zice că, de fapt, de rezultatul acestei moțiuni de cenzură, adică de un rezultat pozitiv în sensul dărâmării guvernului, depinde viața mai ușoară sau mai grea a președintelui Ciolacu în partid. E clar că o dărâmare a guvernului l-a legitimat pe Marcel Ciolacu și ar fi un succes electoral mai important decât 25-26% obținut, scor electoral obținut de PSD la localele de acum. Domnule Dumitrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă mulțumesc.